Președintele Parlamentului Zinaida Greceanu le-a mulțumit deputaților din legislatura a 10-a pentru colaborarea desfășurată, iar viitorilor deputați le-a urat succes în munca pentru binele țării. Speakerul a amintit despre perioada dificilă în care a activat Parlamentul dizolvat în luna aprilie și a îndemnat viitoarea componență a legislativului să muncească doar în interesul țării. Potrivit Zinaidei Greceanei, actualul Parlament a reușit să se convoace în 76 de ședințe la care au fost aprobate peste 500 de acte normative. La fel, legislatura 10-a, pentru prima dată în istoria țării, a declarat stare de urgență în țară dictată de criza pandemică. În colaborare cu guvernul, au urmat acțiuni prompte și hotărâte pentru a lupta cu pandemia, pentru a ocroti viața oamenilor și menține viabilitatea sistemului medical, dar și pentru a adapta toate domeniile de activitate la realitățile noi. Mulțumesc pe această cale atât deputaților cât și membrilor guvernului pentru susținere și muncă titanică depusă, se menționează în declarația Zinaidei Greceanei. Un act simbolic adoptat de legislatura 10 este declarația cu privire la recunoașterea caracterului captiv al statului Republica Moldova, act prin care a fost pus capăt regimului oligarhic, precizează speakerul. Ea și-a exprimat speranța că acest exercițiu va fi și pe viitor un avertisment pentru orice tentativă de a institui dictatura în țara noastră. Stimați candidați la funcțiile de deputat în noua legislatură, orice forță politică ați reprezenta, vă îndemn să puneți în capul mesei interesele țării noastre și cetățenilor ei. Iar sarcina este foarte grea. Oamenii așteaptă progres în toate domeniile, în primul rând în cele strategice, economie, sănătate, învățământ, justiție, securitate. Sunt încrezută că toți deputații nou aleși vor conștientiza responsabilitatea ce le va reveni lor și membrilor viitorului cabinet de ministri, a punctat președintele Parlamentului. În încheiere, Zinaida Greceanu i-a îndemnat pe deputații noi aleși să asculte de oameni și să nu dezamăgească încrederea oferită de alegători.